Sala sporturilor din Buzău a găzduit aseară al treilea meci acasă al fetelor de la Gloria, disputat în acest început de campionat. În etapa a patra a Ligii Florilor, Gloria a primit vizita celor de la Măgura Cisnădie, o echipă cu care de multe ori formația buzeană a întâmpinat probleme. După o primă repriză echilibrată, terminată cu scorul de 14-13, în a doua parte a partidei, gazdele au reușit să inducă publicului speranța că, până la final, nu vor mai fi probleme în privința câștigătoarei. Așa a și fost. Elevele lui Adrian Chiruț au învins cu 26-23. Grație victoriei de ieri, Gloria păstrează primul loc în campionat, fiind singura echipă care a câștigat toate cele patru partide disputate la acest început de sezon.